Am un cuvânt pentru dimineața aceasta. Fratele Daniel m-a rugat să am eu cuvântul. Și apropo de prezente Duhul Sfânt, m-am tot gândit ce să spun și la un moment dat am dat seama să ce pot să spui decât să încerci cumva să transmiți dorința de a cunoaște. E adevărat că cuvintele sunt puține și nu întotdeauna cuvintele spun totul. Nu. Trăirea este cea care spune. Însă aș vrea mai mult să nu știu, găsisem în undeva un material în care era un îndemn să înțelegem pentru ce am fost noi creați. Care este menirea noastră? Și am început să mă gândesc la asta. Pentru că toți știm faptul că suntem poporul lui Dumnezeu. Asta e scris. Avem în noi Duhul Sfânt. Știm aceasta. Suntem într-o luptă. De multe ori nu mai știm asta. Trebuie să cucerim. Uităm asta. Lui Adam i s-a spus că să supună și să stăpânească pământul și tot ce este pe el. Să aducă creația în armonie cu voia lui Dumnezeu. Dacă am dat greșe, da. Lui Israel i s-a dat țara Canaanului să o cucerească și să o locuiască. Și să fie o mărturie pe tot pământul, de popor al lui Dumnezeu. Nici ei nu prea au reușit asta. Iisus a dat marea trimitere. În Matei, toată puterea mi s-a dată în cer și pe pământ. De aceea duceți-vă și învățați toate națiunile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Învățați-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi. În toate zilele, până la sfârșitul lumii. Trimiterea pe care Iisus a dat-o. Iar în fapte, le spune ucenicilor, veți primi o putere după ce Duhul Sfânt va veni peste voi și veți fi martori deopotrivă în Ierusalim și toată Iudeea și în Samaria și până la cea mai îndepărtată parte a pământului. Promisiunea era venirea Duhului Sfânt. Asta a fost o încununare a lucrării lui Dumnezeu cu omul. Când i-a spus, așteaptă și vei primi Duhul Sfânt. Este cea mai minunată, nu știu, nu există niciunde în religiile lumii. Nu există o promisiune mai mare decât aceasta. Nu există așa. Oamenii spun, celelalte religii spun că da, roagă-te, nu știu cât stai, meditează și vei primi ceva. Ce? Când? Unde? Iisus spune, stați și veți primi Duhul Sfânt. Căutați-L, cereți-L și veți primi. Și El va da puterea să mergeți. Dar El este persoană, cum s-a spus. Este persoană, este parte din Dumnezeu. El ne duce, El ne ia de mână și ne duce acolo sus. Nu putem să mergem singuri. Oricât am stă, oricât am medită, oricât am face toate lucrurile pe acest pământ, oricât de sfinți am fi și de perfecți, nu putem să intrăm în cerul decât prin Duhul Sfânt. Și asta e promisiunea pe care Dumnezeu, prin Fiul Său, le-a dat. Pentru că Fiul a venit, s-a născut, a trăit, a fost ridicat pe cruce și omorât pentru păcatul fiecăruia al meu și al fiecăruia de aici. Pentru că a treia zi să înfieze. Și apoi s-a ridicat și șa de la dreapta Tatălui. Asta este vestea bună. Asta este trimiterea. Merge și spuneți în fiecărui om vestea bună. Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ, s-a născut, a trăit și a dat viața pentru păcatul lumii, a treia zi a înviat și acum așa de la dreapta Tatălui mijlocind pentru noi. Și toți cei ce vor crede vor primi Duhul Sfânt. Asta fiecare om în pământul acesta trebuie să afle. Nu este nimeni care nu trebuie să nu cumva să nu știe acest lucru. Toți trebuie să afle aceasta. Asta este vestea bună. Însă trebuie să fim conștienți că trăim într-o lume a întunericului și a suferinței și de multe ori creștinii stau să gândesc care e voia lui Dumnezeu specific pentru ei. Și de multe ori se pierd. Se pierd prin tot felul de lucruri mărunte. În acel mic video spunea de
faptul că nu suntem chemați să stăm în fața calculatorului, nu suntem chemați să jucăm sau orice alt lucru, nu suntem chemați să stăm în fața televizorului, nu asta e chemarea noastră. Nu suntem chemați să ne vinem pe nimic. Noi suntem chemați pentru să cucerim. Noi trebuie să fim conștienți faptul că suntem în acea perioadă, dacă ne uităm în cum a fost Israel. Am fost în Canaan, am intrat în Canaan și Îngerul lui Dumnezeu, cum spune Biblia, ne călăuzește să cucerim. Mi se dă acest pământ să-l supunem și să-l stăpânim. Noi suntem în acea perioadă, de atâția ani de zile. Fiecare are părticica lui, fiecare așa cum a fost trage la sorți pentru toate semințiile. Așa e și la noi. Ți-a dat ceva. Trebuie să faci acel lucru. Trebuie să cucerești și să, acolo unde merge Împărăția lui Dumnezeu să fie instituită. Și nu știu, creștinii se pierd. Te uiți pe Facebook. Poze frumoase, lumea fericită, rețete sănătoase care ne trească să trăim mult și fericit pe acest pământ. Nu asta e chemarea. Nu știu, mi se pare puțin... E foarte frumos, totul arată extraordinar, dar cum se poate? Pământul acesta, oamenii, te uiți la ei și sunt îngândurați. Oamenii, te uiți la ei și vezi că nu își găsesc locul, nu știu unde să meargă, nu au pacea. Și noi suntem fericiți? Spune-mi voia ta să facă în cer și pe pământ. Cum se facă voia Dumnezeu dacă noi stăm fericiți, liniștiți? Și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. E foarte bine aceasta. Dar uităm marea noastră primită. Uităm ceea ce avem de făcut. N-am fost chemat să trăim în pace pe acest pământ. Mi s-a spus că n-a venit să aduc pacea. Ne-am fost chemat să ducem Împărăția lui Dumnezeu. Am fost chemat la o luptă mult mai mare, dincolo de bătăile acestea zilnice pe care le avem, dincolo de toate îngrijorările pe care ziua aceasta sau cea de mâine le aduce. Noi trebuie să știm că avem un mesaj de dus. Și... nu știu, stai și te gândești, da, Doamne, știu asta, dar cum fac eu personal în viața mea? Pentru că asta e cel mai greu. Toți suntem conștienți de asta. Cum pot eu să fac? Cum am o familie? Îmi doresc lucruri multe. Nu-i de ajuns, îmi dau 10 ani și-i de ajuns. Ce trebuie să mai fac altceva? Și primul gând, totdeauna mă trimite Duhul Sfânt la predica de pe munte. E începutul lucrării lui Dumnezeu, o predică de, dacă ești să o citești 15 minute mai mult ea, în care Dumnezeu pur și simplu dă nici porunci să le spun, nu știu dacă să le spun, îndrumări, ce poți să faci? Ca o mică parafrazare, predica aceea o spun în câteva cuvinte. Pune, duceți vestea bună, ce sunt conștienți de starea lor spirituală căzută. Ai ochii deschiși pentru cei ce plâng, cei blânzi, cei însetați după dreptate. Dă-le vestea bună acestora. Du vestea bună cei ce sunt miloși, cei ce au inimă sinceră și curată, cei ce sunt persecutați pe nedrept. Dă vestea bună că Iisus a născut și Iisus a murit pentru ei. Du-te la cei împăciuitori. Spune că nu o să fie ușor. Oamenii nu o să vadă cu ochii toate acestea. Dar tot timpul să fii cu ochii spre răsplata care te așteaptă sus în cer. Dați gust acestei lumi. Fiți sare, spunea. Și fiți conștienți de faptul că dacă nu veți face aceasta, oamenii vă vor călca în picioare. Când începe o cale, nu este un lucru prea plăcut de spus. Când intri pe calea lui Dumnezeu, numai e calea de întoarcere. Satan nu va uita că la un moment dat ai plecat din Împărăția lui și ai intrat în Împărăția lui Dumnezeu. Chiar dacă te întorci acolo, vei fi călcat în picioare. Asta spune cuvântul. Nu vei putea să zici, da, asta vorbesc din punctul meu de vedere. Eu, după câteva ani, am zis, nu mai vreau să mai am de-a face cu Dumnezeu. Vreau să plec și să mă duc înapoi în lume. Nu se mai putea asta. N-am mai putut, pentru că Dumnezeu te lasă. Dacă asta e voia ta, faci ce dorești. Liberul arbitru Dumnezeu nu încalcă. Dar Satan nu uită asta. Când ai întâlnit pe Dumnezeu, să știi că nu vei mai avea pacea până nu vei face voia Lui.
o spun din nou din propria experiență. Nu poți să spui, da, trăiesc și cu Dumnezeu și cu lume. Nu poți asta. Oamenii te calcă în picioare. Asta e cuvântul lui. Fiți sare, dați gust. Căci dacă vă pierdeți gustul, veți fi aruncați. Oamenii nu uită aceste lucruri. Pune, fiți lumină prin ceea ce faci și trăiți. Oamenii văd când unul e altfel. Nu poți să scapi de observat. Gândul tău să fie în acord cu fapta ta. Tot ceea ce oamenii consideră normal și firesc. Tu fii altfel. Fii altfel. Când ești asuprit, binecuvântează. Când ești îndreptățit, binecuvântează. Când ți se ia ceva, dă-i mai mult decât ți-a adus să-ți ia. Fă bine în ascuns. Roagă-te, postește în ascuns. Fii într-o relație cu Dumnezeu, în ascuns. Nu trebuie să-ți spui, să ieși afară, să spui, să te îmbițezi. Nu valoriza ceea ce oamenii valorizează. Fii conștient de ceea ce ești și ceea ce vei primi sus în ceruri. Caută binele din om. Nu căuta răul din el. Căci atunci nu mai putea să mai vezi adevăratul rău, spune cuvântul. Pentru mine a fost o revelație în citit asta. Caută cu adevărat să vezi binele din om. Ochiul tău trebuie să fie deschis spre bine. Spre ceea ce este bun acel om. Nu căuta răul din el, pentru că nu vei mai vedea adevăratul rău pe Satan, care e dincolo de om. Nu te îngrijora, ai credință, căci ești fiul cel prea înalt. Nu judeca și nu căuta să îndrepti pe celălalt, îndreaptă-te pe tine, în primul rând. Puteam câteodată, într-o noapte, m-am trezit. Asta e o mărturie personală. Și era întuneric în cameră. Erau jaluzele trase și vreau să mă dau jos din pat. Dar nu vedeam. Vedeam anumite obiecte cu anumită lumină. Și când mă uiți pe locul unde era televizorul, era ca și cum era negru complet. Și a venit așa o revelație. Zic, Doamne, da, acel ecran e dat ca să dea lumină. Să lumineze. Dar în momentul în care nu are lumină, nu poate să reflecte ceva. Și am zis, uite, Dumnezeu a vorbit, care este starea omului? Cum poți să-ți dai seama de lumina care o ai în tine? Când este întuneric beznă, când Dumnezeu a oprit soarele, nu mai este lumină de la el, ce reflectezi? Ce dai tu în loc? Dacă ești negru complet și nu dai niciun fel de lumină, înseamnă că n-ai strâns lumina în ochiul tău. Înseamnă că în momentul în care tu nu mai ai capacitatea în întuneric de a lumina, atunci nu ai fost luminat de Duhul Sfânt. N-ai luminat, n-ai primit lumina de la oameni. Pentru mine a fost revelație personală. Nu știu dacă o faci pentru voi. Sens. Televizorul nu poate să dea decât lumina care i s-a dat. În momentul când nu are lumină, nu este care să reflecte. Noi trebuie să magazinăm și să dăm la rândul nostru lumină. Și când? Atunci când este întuneric. Oamenii trebuie să vadă în întunericul de pe acest pământ, să vadă acele lumini. Nu pot să le vadă dacă noi suntem, nu am strâns lumina în noi. Nu se poate aceasta. E împotriva legilor fizice. Și am înțeles mai mult și mai bine că în întuneric trebuie să dai lumina și nu atunci când este lumina afară. Oamenii nu vor vedea aceasta. Spunea, fiind înțelept în toate, învață să deosebești căile și să pe care să pășești. Nu pleca urechile la vorbele rostite de alții. Caută să vezi fapte și să trăiești tu după aceleași principii. Relația ta cu Hristos te va ajuta să termini călătoria spre cer. Citiți puțin altfel. V-ați obișnuit să trăiți predica de pe munte așa cum scrie. Nu, citiți dincolo de cuvinte. Ce vrea să transmite Iisus prin toate acestea. Și veți vedea tot cuvântul, cum începe să vă deschidă. Vă spun, am citit Biblia înainte de a mă întoarce la Dumnezeu. Pentru că consideram că orice creștin, dacă spune creștin, trebuie să citească măcar o dată Biblia. E adevărat că aveam și pocăiți în jurul meu, care mi-au dat în bombardatul mai mult cu cărți, aveam Noul Testament peste tot și am găsit la un moment dat și zic, hai să citesc. Și de-abia pe urmă, în momentul că am întors la Dumnezeu, am început să deschidă mintea și să înțeleg tot ce citisem. Să zicem, două Biblia și nu înțeles nimic. Dacă m-am întors, am început să înțeleg toate lucrurile.
și să, toate, putem să duc normal. Și să înțeleg tot mai mult care este voia Lui, care este dorința Lui pentru ca noi să trăim, să fim sare, să fim lumini, să fim cu adevărat martorii Săi. Pentru că puneți, sunteți martori, voi sunteți martori ai mei, nu știm despre înviere pe paginile Scripturii. Noi o trăim, noi suntem martori ai învierii, pentru că Iisus Hristos a înviat, s-a născut, a trăit și a înviat în viața noastră. El trăiește în noi. Nu pot să spun despre înviere când am citit-o acolo, în Biblie, sau am auzit-o predicându-se. Eu trebuie să o reprezint celorlalți, să o trăiesc învierea, trebuie să fac voia Lui prin călăuzirea Duhului Sfânt. Cea mai puternică mărturie, am spus-o și am să mai spun de câte ori voi avea ocazia, este viața fiecăruia. Nu vreau să merg pe partea negativă. În video acela era de întrebarea, cum poți trăi când știi că sunt teritorii pe care Dumnezeu le-a cucerit. Nu asta e ideea. Vreau să văd partea pozitivă. Vreau să înțeleagă fiecare om că dorința lui Dumnezeu este de a ne încuraja unii pe alții. De a vedea părțile bune și de a încerca tot mai mult pe acel om să-l faci să-și dorească mai mult decât ceea ce a primit. Să-și dorească să trăiască cu adevărat viața pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și asta nu poți face decât prin Duhul Sfânt. Oamenii caută, dacă te uiți în jur, caută ceva. Toți sunt într-o căutare. Toți vor ceva. Eu am căutat la 12 ani, citeam tot ce se putea despre toate religiile lumii. Iar la Coran nu l-am citit. Dar restul, eu zic, am căutat despre. Și nu am găsit. Nu am găsit decât în creștinism locul unde scrie clar că Dumnezeu vine și locuiește împreună cu mine. Ce promisiune poate să fie mai minunată decât aceasta? Știu că nu mai sunt singur. Știu că nu mai am acea viață de, nu știu, trăiești, te căsătorești, ai copii și mori. Și ce se întâmplă după Dumnezeu știe. Asta nu e viața de creștin. Nu trebuie să fim conștienți că dincolo de viața aceasta este cel mai mult. Și Duhul Sfânt vine și te continuizează. A fost mărturii de răpii din Duhul. Veți citi mult. Eu am luat și am citit înainte de unul dintre cărțile am citit, era mărturii despre viața de dincolo. Un medic scris acum din 80 ceva despre oameni care au avut parte de moarte clinică. Veți vedea multe acolo. Pe mine, nu spun că au fost adevărate, nu vreau să comentez asta, dar pe mine au făcut să-mi doresc, Doamne, ce-i dincolo? Ce să-mi doresc tot mai mult aceasta? În momentul când am dat creștinismul, îmi dai seama că dincolo este măreția și plinătatea vieții cu adevărat. Viața de nici nu este nimica. Dar noi avem o chemare, de a duce vestea bună oamenilor. Prin ce? Prin toate metodele posibile. Prin rugăciune, prin mijlocire, prin post, prin evangelizare, dar cel mai mult prin trăire. Vremea este să trăim ceea ce citim, vremea este să trăim ceea ce credem că suntem. E foarte important identitatea noastră ca și creștini, trebuie să știm că suntem fiul lui Dumnezeu. Este anumit pași, nu o să intru, poate la un moment dat. De la momentul în care tu ai primit pe Dumnezeu și până aduce vestea bună, sunt pașii în care tu ești conștient de ceea ce ești. Și ceea ce ai de dat. Însă, în primul rând, trebuie să-L cauți. Asta este începutul. Caută tot mai mult prezența Duhului Sfânt. Acum, ales creștinilor, căutați tot mai mult prezența Duhului Sfânt. Căutați mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu, în toate, în biserici, unde mergeți, căutați prezența Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt va veni asupra voastră, așa cum a fost mărturiile, pentru că eu am avut de la Dumnezeu să cer mărturii personale. Nu mărturii în care cineva, uite, am văzut pe Duhul Sfânt venit peste acel om. Nu. Mărturia în care eu spun, uite, a venit Duhul Sfânt peste mine, ce s-a întâmplat. Aceea este cea mai puternică mărturie în care tu spui ceea ce ai trăit. Și acel lucru face pe alt om să-și dorească aceasta. Vreau și eu ceea ce a trăit acel om. Vreau și eu să merg în acel loc în care acel om a fost.
De multe ori mă auzi, oameni, am fost în călătoria, oameni, aș dori și eu să merg acolo. Poate, dar este pe acest pământ. Ne dorim să fim sus în ceruri. Noi vrem să spunem cum este sus în ceruri, oamenilor. Noi suntem martori și noi suntem chemați pentru aceasta.